Bună ziua, dragii mei telespectatori, Casa Iubirii, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. În mod special, Dan Kipper, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, Doina Roșca, Emilia Istrate, Petru Achim, Ghiță Ghiță, Dea, Maria Mirabela, Maia Maria, Ghiță Ghiță, George Ombre, Maria Braică, Maria Mirabela, vă îmbrățișez cu drag a voastră. Pandele Laura. Dragii mei telespectatori, înainte de a începe rezumatul zilei de ieri, vreau să vă aduc la cunoștință, mi-a ajuns la urechi, că această Cristinuca ar vorbi cu fratele lui Ionică și că de asta este atât de înverșunată pe Radu, ea vorbind cu Ionică în spatele camerelor, cu fratele lui Ionică. Păi, dragii mei telespectatori, ce facem în situația asta? Stăm în Casa Iubirii să păpăm și să tocăm concurenții și, de fapt, dragostea ne-o găsim în spatele camerelor? Oare, dacă este adevărat, la Cristinuca nu se aplică regula? Măi, Radu, ce păzești? Stau și mă întreb că te umilește fetița asta ceva de speriat și face doar ce vrea Bianca. Să înțeleg că de asta stă și se uită tot timpul la Bianca și Bianca o urmărește? Măi, să dea dracii dacă nu asta și-a scos fetele la treabă. Asta da putere. Asta da putere pe Biencuța. Să le și cupleze cu cine vrea când vrea, să le țină și pe lângă ea. Mă da, adevărată putere pe această ursoică. Să vă fie rușine. Să vă fie rușine de fete bătute în cap care stați și vă se joacă Bianca Sonțoroiu pe creierii voștri și nu ține cont de demnitatea voastră de nimic și vă face de comandă. Tare sunt curioasă dacă este adevărat și dacă este adevărat vă dau cuvântul meu de onoare, dacă mai am milă, dacă nu voi tăia în carne vie, nu de alta, dar se dă prea neprihănită, se dă prea cinstită și de fapt ea ce face? Face jocul Biancăi și se joacă de dragostea și în casă și afară. Mă să dea naibii, mă să dea naibii cât tupeu pe voi. Dacă aveți ceva cert și știți, v-aș ruga din suflet să-mi trimiteți, nu de alta, dar această Cristinuca, una, minte în emisiune, eu am spus de la bun început, și în al doilea rând, încalcă regulamentul. Păi cum faceți? Nu mai săriți pe Lorena, că a donat? Păi voi vă faceți relații în afara casei și faceți strategii. De se poate și încă o dată îmi demonstrați că voi vorbiți la telefon. Fapt că această Catinca și cu Robert au venit gata achitiți pentru românași. Mă, dar ce conexiune între ăștia doi, dragii mei telespectatori, ăștia chiar ne cred proști. În sfârșit, haideți să începem rezumatul zilei de ieri și ce vreau să vă mai anunț, dragii mei telespectatori. S-ar putea ca în seara asta să intrăm pe live-ul telespectatorilor de la 9 până la 10 jumătate, intervalul ăsta, nu știu exact când se va liniști casa și dacă am timp voi intra, dar mâine seară fac tot posibilul că va fi eliminarea Lorenei și vreau să discutăm exact la cald ceea ce s-a întâmplat. Rugămintea mea, abonați-vă la canalul meu de YouTube și la canalul de TikTok Laura Casa Iubirii 1. De ce vă spun lucrurile astea? Nu vă costă absolut nimic, dar știți cum sunt cei de la TikTok, sunt un pic mai drastici și dacă îmi închid de canalul de TikTok, să avem canalul de YouTube. De asta vă rog din suflet, dacă vreți să fiți pe fază când intru pe live, abonați-vă ca să puteți fi notificați când intru pe live și să putem discuta la cald atunci ceea ce se întâmplă în emisiune. Ce vedem, dragii mei telespectatori? Bianca vrea date când va face o lună de relație. Deci, dragii mei telespectatori, una peste alta, cam astea sunt senzațiile tari pe care a vrut să le cunoască această Biencuța în emisiune. Să testeze
toate jucăriile masculine. Nu scapă niciuna. Care dorește, ea oferă și vor primi toți care își doresc. Așa că primul venit, primul servit e această biencuța, că ea de asta a venit pentru senzații tari și plus că și ea și Catinca a spus, păi dacă noi simțim, de ce trebuie să ne ferim? Păi normal, este defect profesional, v-a intrat în sânge, la voi nu există demnitate, nu există principii, nu există bun simț. Dacă asta simțiți, asta e, vă destrăbălați chiar și în fața întregii lumi, fără niciun pic de jenă, fără nimic. Asta e, meseria v-a intrat în sânge la amândouă. Ce vedem, dragii mei telespectatori, Catinca care nu mai vrea să recunoască și acum o dă de toți pereții, că vezi, Doamne, nu a spus că decât la date i-a plăcut date-ul cu Robert și a făcut comparație de date. Măi, Catinca, tu chiar crezi că toată lumea e proastă ca tine? Sincer! O dai acum învârtită și cotită și vine și Giulia aia, analista lupește, și cu doamna Mantea, și încep și spun, domne, analiză pe text. Este în prezent. Ea se referea la prezent. Dragii mei telespectatori, dați-vă și dumneavoastră cu părerea. Credeți că această Catinca știe câte timpuri are verbul? Păi vorbim românește și ca la Radio Șanț, direct și la subiect. A spus destul de clar, îmi place mai mult de tine decât Cosmin. Păi ce facem, ne băgați degetele în ochi? Și în primul rând, scuzați-mă pe mine, nu prea cunoaște ea timpurile verbului. O da scotită și învârtită și mai rău vă faceți de râs. Și s-a trezit Giulia asta care, scuzați-mă pe mine, e curvă cu două fețe. Acum ține cu Lorena, acum ține cu Catinca, acum e prietenă cu Catinca, acum se păruiesc amândouă pentru Cosmin, după care bat curba. Păi scuzați-mă pe mine, scuzați-mă pe mine, asta nu e decât defect profesional. Fată, nu te da la strada mea, ăsta e teritoriul meu, tu du-te pe teritoriul celălalt. Ceva de genul, vă certați și vă susțineți. Și când apar altele din altă zonă, vă uniți? Ce faceți? Ne ocupați teritoriul? Ferească Dumnezeu câtă parșivitate în Giulia și acum văd că și în Vlăduța. Dragii mei telespectatori, s-au umflat râța și în Vlăduța, asta ne arată așa. Eu sunt lider, v-am mai spus eu, să vă ferească Dumnezeu când pui săracul la masă. Că ăsta-ți dă în cap, ca să se pună el în capul mesii. Deci nu mai e nimeni ca ea, că ea e lider. Măi Vlăduțo, măi Antoni, ai grijă că asta, Vlăduța, după cum o văd eu acum, eu am citit-o de prima dată, dar am zis, hai să-i dau clemență că poate mă înșel. Dar văd că se umflă tărâța în ea și văd că te trădează așa, pe față. Ea se dă că e îndrăgostită de tine, când de acolo văd că-i ține hangul Catincăi și a Biancăi. Păi, scuză-mă pe mine. Păi asta, cum o văd eu, dacă ar fi să te muți cu ea, toată mâncarea și toată munca ta o duce la prieten. N-are treabă cu tine. Păi cum să nu-i dau să mănânce? Mă, fetiță, păi tu în loc să susții iubitul, partenerul, tu te aliezi cu ăștia care sunt contra, Bianca vroia să-i dea în cap lui Antoni. Sper că Antoni să nu te vin și tu, că îți garantez că te bubui și scuză-mă pe mine. Ești propus și în vizor de toți și de noi telespectatori, dacă te vedem că ești și tu cutră cum este Vlada. Părerea mea că ar trebui să își dea cu reveneală Vlada, tu s-o scuturi și dacă vezi că nu este femeie pentru tine, fugi, drăguță. Fugi, că asta nu e femeie pentru tine. Sau și asta s-a agățat de tine cum s-a agățat Catinca de Robert, ca să stea în emisiune. Mă, dar moldovencele astea tare parșive mai sunteți, mă? Tare parșive sunteți, ferească Dumnezeu. Vlăduțo, sunt cu ochii pe tine. Mi se pare că miroși a femeie foarte, foarte rea și perversă. Și culmea că e și foarte tânăr. Vă dați seama cum ajunge asta la 30 de ani? Păi Bianca e pistol cu apă. Dacă o văd așa, te mai studiez. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Catinca nu știe cum să
îl roage cu cerul și cu pământul pe Robert să se cupleze cu ea, pentru că știți că ăsta are probleme, ăsta aștepta să vadă ce se întâmplă cu românașii, ce impact vor avea românașii la Katinka. Iar acum, văzând că deja a dat-o de toți pereții și toată lumea și-a dat seama că e pervers și că s-a folosit de Mihaela, veți vedea în viitorul apropiat că se cuplează cu Katinka, că nu mai are ce să facă și pe unde să-și scoată cămașa. El considerând că impactul va fi de partea lui și că Mihaela va fi hulită și de fapt el va fi foarte lăudat. De asta spun că el urmează să se declare cu Katinka într-o cunoaștere. El de asta și tergiversează și nu vrea să se cupleze cu Katinka acum când se difuzează emisiunea, că așteaptă impactul telespectatorilor. Și ce să vezi, măi, dragii mei telespectatori, toată gașca lui Dan Andrei, că de fapt acolo e capul, Bianca, Robert, Katinka, Vlada, sper Giulia, nu știu, să vedem, Cristina, și-au luat un hate de mare, mare frumusețe. De ce? Că toată lumea a observat că Robert este cel mai fals, că Bianca este o viperă și că minte pe față și că și-atrage cadânele. Cristina s-a văzut cu ochiul liber că e o perversă, ceva de speriat. Katinka își prestează toată meseria în emisiune. Pentru ea nu e o problemă. Dacă simt, simt. Asta e și ea și Bianca. Dacă noi simțim și avem simțuri, de ce să nu facem? Păi, dragii mei, voi ați încurcat casa. Și sper ca doamna Amantea să țină oarecum la etică. Casa iubirii e cumva casa dezmățului. Hai, ne cuplăm azi cu unul, mâine cu ălalt, pe urmă plecăm cu ăsta la date, mâine seară plecăm cu altul la date, acolo, încurcătură de mațe. Păi spun, schimbați, doamna Mantea, titlul emisiunii, nu mai spuneți Casa Iubirii. Denumirea Casa Curvărăseală, ceva de genul. Hai, care pe care, hai să ne tăvălim, că acolo dragoste nu mai e, acolo e tăvăleală pe bune. Hai să mergem la date. Mă uitam și la interacțiunea Biancăi la piscină, să dea dracii dacă nu era seacă, cu brățări, mânca pizza aia. Păi eu știu, când ești îndrăgostit, nu îți mai arde nici de susținători, nu îți mai ți-arde nici de mâncare, ți-arde-l sor din priviri pe partener. Dar ea mânca acolo. Dar ce să observ? Când se citește scrisoarea, anunțul de la staff, ce vedem? Vedem că deodată îi sclipesc ochii Biancăi, că a auzit ea și a citit ea acolo că îi vor da un date peste noapte. Un date de noapte. Doamne, imediat sclipirea în ochii Biancăi, deja gata, avea chef de viață, avea chef de tot, nu mai molfoia pizza aia. Ca să vedeți, dragii mei telespectatori, în ce constă senzațiile tari ale Biancăi. Biencuțo, gata cu hormonii, gata cu coșurile, tare sunt curioasă să vedem cât de satisfăcută ești de papă lapte la date, pentru că tu vei spune că a fost minunat, cum a spus și Robertică, și acum aflăm că nu i-a plăcut date-ul. Date-urile cu Mihaela au fost dezastru. Acum astea cu Katinka sunt. De ce? Că îl mai trage de mamelon, ce-i mai face, să nu zic de altceva. Vai, de capul vostru, cum vă arătați toată personalitatea voastră și toate gusturile voastre și voi ca femei, mă. Dar bravo vouă, mie îmi place ceea ce văd, că am eu dreptate, că v-am citit de la bun început. Ce mai auzim, dragii mei telespectatori, și acolo am râs cu lacrimi? Cosmin, când a auzit că asta are Katinka, care un R, un R tatuat pe trup, el a spus, bă, dar nu are. Opa, Katincuțo! Katincuțo! Te-ai dezbrăcat? Dar ce să vezi, a speriat. Și nu te-a văzut. S-a culcat pe canapea. Mai mult ca sigur sau pe covor, știu eu pe unde s-o fi culcat, la picioarele tale, că te-a văzut. Nu s-a culcat, Cosmin. A, că i-ai fi dat tu teste orale, asta e problema ta, că tu ți le-ai vrut. Dar el nu cred că s-a murdărit cu tine. Dar te-a analizat, te-a văzut și a zis, e praf. No.
Așa că, Catincuța, ce să vă fac, mă? Se vede de la o poștă ceea ce sunteți prin faptele voastre. Nu că vreau eu să spun. Toată lumea observă și e o chestie care voi nu înțelegeți. Ziua bună de dimineață se cunoaște, măi, fetelor, mă, și voi v-ați arătat caracterele prin gusturile și senzațiile pe care le simțiți periodic. Când e vorba de tăvăleală, Doamne, ce vă mai place! Doamne, ce vreți să vă trăiți viața! Și vă supărați când vă spun băieții că aveți kilometrajul dat peste cap și că sunteți rodate. Faptele, asta e! Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Catinca spune că, Etena, și dacă mi-au o altă țeapă, sunt obișnuită că am fost arsă toată viața. Bum! Cum vă dați voi de gol? Așa e. Ce mai contează, mă? Altul la catastiv. Ci? Ia uite, mă, gaură-i gaură. Asta e. Scuzați-mă, dragii mei telespectatori, că mi-ies din pepen și că vorbesc destul de vulgar în anumite situații, dar când văd atâta tupeu și atâta nonșalanță în aceste individe și se mai dau și sfinte și se mai dau și neprihănite, nu era asta Catinca care râdea de Lorena că s-a urcat în față cu șoferul? Păi la cum zicea ferească Dumnezeu, dacă n-am crezut că e maica Fecioara Maria? Am zis, mă, asta e neprihănită la cum vorbește. Ca deodată să vedem că ea a fost arsă toată viața. Și acum, e, dacă mai sunt arsă încă o dată, care? Păi, dar normal. Într-o seară nu-i doar unul. Corect. Ai dreptate și tu. Trebuie să o înțelegem, dragii mei telespectatori, dar problema mea este că au tupeu să râdă de alte fete. Aici e deranjul meu. Că te duci tu și porcăiești corpul și te umpli de smântână din cap până în picioare, nu mă interesează. E strict problema ta. Dar ca să vii și să arăți cu degetul într-o fată cu minte și să râzi de alte fete cu demnitate și cu principii, apoi te bubui, cât ești tu plină de smântână. Cam asta este problema mea cu voi, mincinoaselor și perverselor, care nu mai aveți degete nici la mâini și la picioare. Câte jucării sexuale au fost pe la voi? Boscheți, Radio Șanț, băi, la cluburi, știu eu pe unde ați fost voi. Că după față, scuzați-mă pe mine, nu cred că dă oamenii bani grei să vă ducă la vreun hotel de 5 stele. Acolo, hai, asta e. Se vede după voi ce hram purtați și cât de mult vă respectați. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Vedem că Bianca nu lasă pe nimeni să-i atace gașca. Fapt că s-a luat și cu Adelin în gură, că de ce se ia de Robert și de ce l-a urmărit pe Robert și nu urmărește pe alții. Păi tu urmărești toți bărbații. Tu ai tupeu să te iei de Adelin, că toată lumea a văzut că Robert e plecat cu Sorcova? Eu știu că ție acum îți place de Robert și bateți cuba și vă trimiteți bezele și seara stați pe telefon și faceți strategii pentru a doua zi. Dar deja e vizibilă. Deja e vizibilă, măi, bie în cuțo. Sau vrei să-l testezi și pe ăsta să vezi, e virgin sau nu? Nu ești tu asta care spune că e virgin? A, vrei să dezverginezi. A, am înțeles. Da, lăsați așa. Și mai mult ca sigur, dacă nu se întâmplă în emisiune, dacă nu s-o fi întâmplat, se va întâmpla afară. La cum o văd pe Bianca, nu de alta, dar ea-și dorește senzații tari. Senzațiile ei tari constă în a încerca toate jucăriile masculine. Ce mai vedem? Că Bianca ia foc sub pretextul, vezi, Doamne, cum a făcut cu Mihaela și cu Robert, haideți să-i lăsăm să se cunoască și după aceea îi despărțim, văzând că Laurențiu și toți băieții au sărit pe această albinuță expirată care sare din bărbat în bărbat. Și acum nu mai vrea să recunoască că ea a vrut să facă sex și cu Robert la date. Și nu este un deranj foarte mare și o problemă la ea, că este normalitate. Ea a vrut și cu Cosmin, vă garantez că a vrut și cu Cosmin, la cum o văd. Dar Cosmin n-a vrut să se murdărească. Și acum văzând Bianca că deja o pune la pământ pe slugoaica ei numărul 1, Catinca, iese ea tare, exact cum au vrut ursoaicele să facă cu mine în live, și pune pumnul în gură la toți, hai lăsați-i să se unească după care îi despărțim.
Adică lăsați să se îmbine și să nu o eliminați pe Catincuța când eliminați săgețile. Mă, da, fraier sunteți, pe cuvântul meu de onoare. Ăsta, cum îi spune, Radu, care la tine este cuțitul în mână, că tu iei cecuri. Cosmin, Laurențiu, ăștia care sunteți majoritari, Mihaela, bă, dați în căpetenii, frate! Nu mai dați în slugi! Dați în căpetenii, scoateți toate căpetenile, Bianca, Robert, Cristina, Catinca, ăștia trebuie să iasă în față, că altfel veți fi zburați voi. Și vedeți că Vlada este cea mai perversă. Deci ce am văzut eu la Vlada, Vlada e cea mai cutră femeie, Antoni, ai mare grijă cu ea. Că asta se folosește de tine până în ultima secundă, dar ea nu are treabă cu tine, ea are treabă cu Bianca, să fie pe gustul Biancăi. Și așa că Vlad ar trebui să plece acasă la ea în Moldova, unde nu e admis canal D. Eliminați Bianca și Vlada! Ce mai stați? Catinca, ce mai stați? Robert nu mai este susținut, înțelegeți? Tot hate-ul cel mai mare îl are gașca Biancăi. Eu v-am spus, cine se asociază cu Bianca se alege praf. Doar secetă lasă Bianca în urma ei. Toți telespectatorii au văzut ce hram poartă Bianca, ce urmărește Robert în emisiune, ce a făcut Catinca în emisiune. Și atunci Cristina, care se dă că este cu Radu. Radu, tu ar trebui să fii cel mai înverșunat pe Cristina. Mai ales dacă se adeverește că ea vorbește cu fratele lui Ionic, lui Papă Lapte. Ionică, ce mai caută? Ionică stă între voi să vă afle secretele. După care vine și spune ursoaicei ca să dea în voi să vă bubuie. Măi, dați-vă cu reveneală, mă! Că văd că asta a instalat eroarea, Bianca a instalat eroarea în casă și face doar ce vrea. Și acum tot ce prinde nou vrea în barca ei. Dar astea nu înțeleg. Vlada, Cristina, Catinca, Giulia, că Bianca, de fapt, și Robert, să vedeți ce o să-l ardă pe Robert, că Bianca tot, inclusiv pe Ionica, Bianca totul premeditează, ea acum așa atrage toate slugile pe lângă ea ca să elimine pe ăștia alți și abia după aceea se ocupă de voi. Dar dacă nu vă duce capul, asta e. Când asta ar trebui, când mergem într-un război, păi ce facem? Nu ne ducem direct pe rege, să-l omorâm. Dacă am omorât regele, la revedere, am câștigat războiul. Dar dacă nu vă duce capul, asta e. Stați și suferiți și cât de curând veți ajunge să vedeți emisiunea din canapea. Că Bianca știe cum să lucreze și îi atrage pe toți. Nu vedeți? Acum pe Cristina, ca să nu o mai scape din mână, i-l-a băgat pe fratele lui Papă Lapte. Și nici pe Papă Lapte să nu-l lase. Dați-vă cu reveneală pe Catinca, acum se roagă de Robert. Haide, bă, îți trebuie 10 ani să faci o apropiere cu asta. Care-i problema? Ia-o și asta e. Ca să stai în emisiune. Nu de alta, dar îi pleacă zlugoaica numărul 1. Asta e. Cam asta se întâmplă, dragii mei telespectatori, în această emisiune. Doar mojicii, strategii de cea mai joasă speță, iar iubirea este plecată cu sorcova. Fapt că Lorena este singura care își dă seama în cuibul viespilor și ce face? Spune și sar toate pe ea. De asta vă spun că s-a premeditat. Lorena în casa fetelor era spinul Biancăi și o punea pe Bianca într-o lumină proastă și atunci de asta au stat și au urmărit-o pe Lorena pas cu pas să facă o mică greșeală ca să se ducă la staff și să o elimine în condițiile în care ea vorbește cu Robert seară de seară la telefon și face strategii cu Ionică și cu Robert ce să se vorbească în emisiune și pe cine să mai atace. Cam asta este casa destrăbălării, casa minciunilor, casa viperelor și femeilor care vor senzații tari cu cât mai multe jucării masculine, că iubire ioc.
Cam asta se întâmplă, dragii mei telespectatori. Robert, vedem că nu pierde ocazia când o prinde pe Giulia. El vrea ca să audă telespectatorii și o toacă pe Giulia, că Mihaela e așa, că Mihaela e pe dincolo, că Mihaela nu m-a iubit, că Mihaela m-a înjosit, în condițiile în care el n-a avut nicio treabă niciodată cu Mihaela și de cât s-a folosit de Mihaela. Acum spune că Mihaela a câștigat cecuri pe spatele românașilor. Păi tu ai câștigat cecul pe spatele susținătorilor lui Sorin. Da, ce să vezi, că acum și-au dat seama ce hram porți, măi paranoicule, și toți s-au îndreptat către Mihaela. Acum să te vedem câți românași mai ai. Că ai rămas cu Dan Andrei ăla din Paris, care este în ghetou în România, cu Feri Kiş, apropiații tăi din Spania ăia. Și apropo, măi, Robert, alea patru puncte care tot se aduc în discuție. Cine e? Ricky? Miki? Cine e? Dați-vă cu reveneală. Dați-vă cu reveneală și uitați-vă la felul lui de-a fi și veți înțelege multe. Multe. De asta el e și zi de zi și seară de seară doar cu femei în provocări. Asta e, dragii mei telespectatori, așa că fac apel către Antoni. Mare atenție cu Vlăduța. Vlada, care mi se pare o perversă, la fel precum Cristina. Joacă la două capete și interesul ei este să stea cât mai mult în casă, nu că ar avea treabă cu Antoni. Îi place doar senzația că poate ajunge și ea la un date, că este o normalitate și la date-uri peste noapte. Că astea sunt fetele din ziua de azi, vor tăvălite și gâdilate, nu contează cu cine și cum. Jucărie masculină să aibă. Baterii funcționabile. Cam asta e, dragii mei telespectatori, îmi cer scuze că de multe ori escaladez și ca ton și ca limbaj, dar trebuie să le vorbesc pe înțelesul lor și să înțeleagă că nu suntem proștii lor și că ele nu sunt mai deștepte ca noi. Și că, de fapt, prin ceea ce arată ele în emisiune, de fapt, își arată adevăratul lor caracter. Cam asta e. Iar eu nu fac altceva decât scot în evidență și vorbesc pe limbajul lor ca să înțeleagă că nu suntem proști. Și că, de fapt, sunt niște șervețele de unică folosință și se cred mari doamne. Nu sunteți! Vă pup și vă doresc o sâmbătă minunată și nu degeaba mama Catincăi îi dorește Catincăi să-i dea Dumnezeu o fată să simtă ce a simțit și dânsa. Oare de ce? Măi, Catinco, dar multe peripeții ai avut la viața ta și văd că le vrei și în casă. Ai un tupeu de DN1. Cam asta e, e o normalitate la tine. Așa că, dragii mei telespectatori, vă rog frumos să vă spuneți părerile și nu uitați, în seara asta s-ar putea să intrăm pe live și să vorbim la cald ceea ce vedem în emisiune. Vă pup cu drag, a voastră, Pandele Laura.